Ediția din acest an a Festivalului Național de Literatură Eusebiu Camilar Magda Isanos a debutat la Suceava cu lansarea mai multor cărți și reviste. Ulterior, participanții au mers în localitatea Udești, unde au putut asista la o slujbă de comemorare a personalităților locului. Reușim și anul acesta să comemorăm pe cei care de-a lungul timpului au reprezentat și au dus numele Comunei Udești mai departe prin operele care le-au lăsat în urma, au cinstit numele Comunei Udești prin operele care le-au lăsat în urma lor, iar noi suntem datori să-i comemorăm și să ne aducem aminte de fiecare dată de numele lor și să facem tot ce ne stă în putință pentru acest imemoria celor care au dus faima acestor ținuturi udeștene. Am înțeles că la școală există deja câteva opționale despre istoria locală, personalitățile locului. Este adevărat. Sunt ani buni de când, pornind pe urmele învățătoarei Anita Iacob, care a inițiat la Udești opționalul istorie orală personalități udeștene, cu motivația nemijlocită a omului de mare suflet și de caracter Mircea Motrici, cu sprijinul multor oameni, dintre care vedeți și aici în preajmă destule nume sonore pentru noi, și Liviu Popescu, și Ciubotaru, Constantin Călin, care astăzi nu este aici, și sigur, lista este mare, prin grija lor și cu sprijinul lui Dumnezeu, am inițiat câteva opționale legate de promovarea personalităților locului. Cea de-a 16-a ediție a festivalului a reunit scriitori din întreaga țară. În acest an am avut bucuria să identificăm încă un udeștean, pentru că pe teritoriul Comunei Udești s-au născut foarte multe personalități. Anul acesta am avut bucuria să o identificăm pe Julieta Carmen Pendefunda, care este critic literar și redactor șef al revistei Contact Internațional. Este pentru prima dată când revista Contact Internațional acordă un premiu în cadrul acestui festival. Doamna s-a născut la Știrbăs, deci tot pe teritoriul Comunei Udești. Festivalul își propune să descopere, să sprijine și să promoveze noi și autentice talente din rândul autorilor, din rândul creatorilor literari de pretutindeni și de orice vârstă. Este un festival fără limită de vârstă, probabil singurul festival fără limită de vârstă din țară. Poezia, literatura, proza, memorialistica, textele de reportaj sunt la ele acasă, în Bucovina. Este important pentru că de la an la an valorile sporesc. Deja s-au născut niște controverse că genericul festivalului nu mai poate găzdui personalitățile pe care Bucovina le are. Deci este important să existe și bănuim că va dăinui. Festivalul este structurat pe trei secțiuni: poezie, proză scurtă și reportaj literar. Lucrările înscrise au fost evaluate de un juriu de specialitate. Cum apreciați lucrările înscrise la ediția din acest an la festival? Sunt lucrări de valoare, chiar comparativ cu cele din anul trecut. Constat cu surprindere că se scrie, copiii ăștia care participă evident și citesc, sunt buni cunoscători ai poeziei și prozei contemporane. Trebuie spus că sunt trei secțiuni: poezie, proză și reportaj. Și e o plăcere să vezi că, de fapt, literatura nu moare, împotriva atâtor voci care se sperie că poezia ar putea să dispară, că literatura pe care dispariție, că totul s-a spus. La două dintre secțiunile festivalului, marele premii au fost adjudecate de două sucevence, Ana Maria Lupașcu pentru poezie și Clara Cășunanu pentru reportaj literar, în timp ce marele premiu pentru proză scurtă a fost câștigat de Andrei Velea din Galați.